Bună, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou ciclu de emisiuni dedicate agriculturii prezentului și viitorului. Realizate în parteneriat cu USAID Moldova, proiectul Competitivitate și Reziliență Rurală în Moldova. De la oameni simpli, care iubesc pământul. Ideea afacerii de familie era în suflet. De cum m-am prins, de când m-am știut că-i sapa, cu mama alături. Domnul Clar Badea Prost în batale, de stuguri pe care îi crește. Și asta la mine, de asta, eu mă bucur. La oameni care investesc în acest pământ, îl îngrijesc, folosesc tehnologii ca să culeagă roade. Un agricultor, el trebuie ca un medic să fie, să studieze în continuu. Eu vreau să încurajez ca cât mai multă lume, tineri, să planteze astfel de culturi. Producătorii trebuie să țină de calitate. A produce noi ne-am învățat. Mai rămâne să ne învățăm bine a vinde. Eu vreau să las urmașilor mei un sol sănătos, un mediu ecologic. Am mers în Podgorii, Livezi, grădini eco, în care producătorii și-au luat angajamentul să pună accent pe sustenabilitate sau mai exact pe capacitatea de a produce și de a dezvolta o afacere în domeniul agriculturii, fără a epuiza resursele solului și fără a compromite capacitatea acestui pământ de a produce și pentru generațiile viitoare. Vă îndemn să-i cunoașteți pe oamenii care iubesc acest pământ și cred în potențialul lui. Alexei Micu, fermier certificat eco, care cultivă nuci, prune, cereale, toate ecologice în satul Olișcani, raionul Șoldenești. Valeriu Matkovski, alături de echipa de muncitori, este producător de fructe care ajung pe piețe externe. Anatolie Pleșca, manager, alături de fondatorul afacerii cu cereale Nicolae Chictenco din Fălești, testează și implementează cu succes tehnologii de sustenabilitate pe pământurile din Regiul de Sus. Mihail Rurac, doctor în agricultură, conferențiar universitar, specialist în agricultură conservativă. Andrei Lozan, specialist în cadrul proiectului Competitivitate și Reziliență Rurală în Moldova, USAID Moldova. Samuele Caroli, specialist cu renume internațional, specializat în sâmburoase, caiz, piersic și prun. Ultimii zeci de ani și-au lăsat amprenta asupra calității solului din Republica Moldova, influențând astfel randamentul culturilor, datorită schimbărilor de climă, a lipsei precipitațiilor, a factorului uman care a permis gestionarea excesivă a solului, agricultura a devenit un sector vulnerabil. Cum resimt producătorii agricoli acest factor, am aflat chiar de la ei. În 2011 noi am plantat primul sector de livade. Total noi avem 26 de hectare, producem până la 2000 de tone. Începând din anul 19-20, la noi de acum a apărut problema de diametru, de culoare, deoarece livada a crescut și a fost necesar să implementăm tehnologii noi care ne-ar permite să hotărâm întrebările acestea. Prima ce a fost, asta e, am procurat utilajul german. Operațiunile acestea aduc un aport foarte bun și la recolte, cantitate de recolt, și la diametru și la culoare. Defolierea se face cu 2 săptămâni înainte de recoltare, ne permite să avem o culoare mai bună, să facem defoliere mai calitativ decât manual. Manual îndeoște e imposibil și e foarte complicat și costisitor. Ne permite frunza care o distruge utilajul să rămâie codița la frunză întreagă și să lucreze mai departe frunza, să ajute fructul la diametru. Mecanic noi înlăturăm doar o parte din frunză, de exemplu aici se vede, e doar jumătate din frunză. Manual noi suntem nevoiți să înlăturăm frunza în întregime. Și atunci
această frunză gata, deja nu mai lucrează, nu mai hrănește fructul. Mecanic, noi fărmițăm frunzele, ceea ce îmi permite suprafața rămasă, permite în continuare hrănirea fructelor. Se efectuează tratamente fitosanitare cu produse bio, care sunt destinate pentru agricultura biologică, pentru a diminua impactul pesticidilor sau produselor sintetice. Apoi, iarăși, prelucrarea solului care se efectuează doar în benzile pentru ierbicidare. Între rânduri este iarba care ne ajută la tratamente fitosanitare în momentele când au fost precipitații, de exemplu, tractorul se deplasează mult mai ușor. Plus, ramurile în întregime de la tăiet ajung aici și ele sunt mărunțite cu utilajul pentru a îmbunătăți calitatea solului. În primul rând, este necesar un sol cu un pH neutru pentru a îmbunătăți asimilarea elementelor nutritive din sol. Iarăși, se întreprind măsuri sau se aplică diferite produse speciale destinate pentru a îmbunătăți structura solului. Folosim gunoiul de grajd ca îngrășământ, composturile pentru a îmbunătăți structura solului și a avea un randament mai înalt la recoltare. Nu atât compostul cât gunoiul de grajd, pe care noi îl luăm de la un complex de bovini din apropiere de noi. Nu se află oricum la o distanță de 20 de kilometri. Îl aducem deja gata fermentat și pregătit pentru încorporare în sol. De obicei, lucrul acesta se face toamna post-recoltare. În ceea ce privește dăunătorii, dacă e să vorbim de metodele de combatere pe care noi le folosim. Noi suntem compania care, printre primele companii din Moldova care am trecut la combaterea vermilor mărului cu ajutorul feromonilor de dezorientare. Am început acest lucru încă în 2013 și continuăm până la moment. Pentru molea orientală a fructelor, anul acesta tot am început să folosim feromoni pentru dezorientare și automat am redus cu practic la un singur tratament în cazuri de urgență. Folosim un singur tratament pentru combaterea lepidopterilor. Până în 2020 a produs daune foarte mari. Este vorba de gândacul păros al florilor. Este vorba de o capcană specială pentru capturare în masă, atât a masculilor cât și a femeilor. Aceste capcane sunt instalate în perioada înfloritului, ele sunt inofensive pentru entomofauna care se ocupă de polenizare, deci inofensive pentru albini, bondari și alte insecte care efectuează polenizarea în livadă. O construcție din plastic, gândită în așa fel încât dăunătorul se așează pe o suprafață de plastic netedă, el alunică și cade în interiorul capcanii, înapoi nu poate zbura, deoarece acest dăunător are un zbor destul de haotic. Nu nimerește gaura aceea mică pentru a zbura înapoi. Suprafața de plastic netedă este necesar să fie de culoare albastră. Am observat că acest dăunător este atras mult mai puternic de culorile albastre. Se întâmplă uneori că poate fi o invazie de un dăunător care nu este specific pentru această cultură, dar având condiții foarte bune de dezvoltare, el atacă și mărul și atunci, pentru a proteja fructele, este necesar de efectuat. Asemenea cazuri nu am avut în ultimii ani, dar tot timpul suntem pregătiți. În cel puțin anul acesta, insecticide destinate direct pentru combaterea vermilor mărului, molea orientală sau molea cojii fructelor nu au fost efectuate. Putem menține ecosistemele pământului sau nu putem continua să funcționăm așa cum o facem dacă nu se fac alegeri mai durabile. În acest sens sunt importante produsele biologice, fără reziduri, aplicate în agricultură, care sunt în vânzare și în Republica Moldova. În cadrul unui seminar organizat la tema tehnologiilor moderne de producere a prunelor, am aflat cum putem proteja livezile de prun de dăunători.
producătorii trebuie să țină de calitate. Un produs care este calitativ, el își găsește cu mult mai ușor piața și are prețuri cum mai bune și, în final, producătorii sunt cum mai competitivi și rezilienți la toate schimbările care au loc. Dacă vorbim de calitate, fructele trebuie să fie intacte, să nu fie afectate de boli, dăunători microbiologice și fiziologice. De asemenea, în ultimii ani sunt provocări ce ține de grindină, temperaturi înalte care cauzează opăreala fructelor în perioada de vegetație, de asemenea înghețuri. Al doilea aspect ce țin de calitate este inofensivitatea fructelor, adică producătorii trebuie să nu depășească mai mult de 4 reziduri de pesticide, că la recoltare se prelevează mostre și se dau la analiză și, în urmare, dacă se depășește, automat, dacă se depășește această limită, automat piața acestor fructe este redusă. Producătorii trebuie, în primul rând, să folosească produse fitosanitare care sunt omologate la cultura prunului. Foarte multe produse au fost radiate, cele care au un efect negativ asupra naturii, distrug fauna utilă și mai departe. Prin urmare, producătorii trebuie să folosească aceste produse și să privească, să fie atenți la perioada de așteptare până la recoltare. Oricum, dacă se urmărește această tendință, oricum pot să fie reziduri. Prin urmare, se folosesc tot mai multe produse biologice. Este îmbucurător faptul că tot mai multe produse biologice sunt omologate la toate speciile agricole. Aici vorbim despre metode cum este dezorientarea masă, cum observăm în această plantație. Ele nu dăunează mediului, ele practic nu au o perioadă de așteptare, nu lasă reziduri în fructe și sunt ușor de utilizat. De exemplu, acest produs face dezorientarea în masă a vermului prunului și molei orientale. Prin urmare, de exemplu, molea, care este o femelă, care este fecundată, depune ouă pe frunze sau pe fruct, în dependență de specificul speciei. După câteva zile, 5-7 zile, apare larva. După o anumită perioadă de timp, urmează diferite stadii larvare, care de obicei sunt 5, și din aceste stadii larvare, următoarea etapă este pupă și iarăși adult. Scopul adultului este, în mare parte, de a se împerechea și de a depune ouă ca să-și continue ciclul de viață. Modul prin care dăunătorii sau molile se găsesc unul pe altul este cu ajutorul feromonilor. Feromonii sunt niște compuși semiochimici, adică care dau un semnal chimic. Prin urmare, femeia transmite un mesaj masculului că acolo poate fi găsită, da? Acest produs funcționează practic după același principiu. El emană un feromon specific speciei. Aceste dozatoare se pun într-o concentrație de 300, în dependență de produs, 300-700 la hectar. Prin urmare, se creează un nor de feromoni asupra plantației și masculini nu găsesc femelele și, în final, fructele nu mai sunt afectate. Acest produs este inofensiv, el nu dăunează altor dăunători, nu dăunează albinilor, omului, nu lasă reziduri și, în final, s-au făcut foarte multe teste, multe plantații folosesc acest sistem și este justificat economic. O altă problemă a producătorilor, ceea ce ține de reziduri, este anume că nu se fac tratamentele în perioada corectă, da? În faza atunci când acest dăunător este cel mai sensibil. Soluția este ca să folosească capcane cu feromoni care determină evoluția zborului acestui dăunător și, în final, se determină când este zborul, când se depun ouă și așa mai departe. În final, dacă se evaluează aceste capcane, se obțin rezultate cu mult mai bune, ceea ce ține de tratamente, de eficiența lor, dar și se reduc tratamente. Toți producătorii au spus că aceste tratamente s-au redus în urma monitorizărilor corecte.
Alte produse care se folosesc din agricultura biologică sunt produse pe bază de minerale, cum este sulful, calciu și așa mai departe, dar și produsele microbiologice pe bază de viruși, bacterii, fungi și așa mai departe. Când vorbim despre tratamentul cu pesticide tradiționale, atunci se distruge și fauna utilă. Da? Sunt anumite insecte care practic parazitează sau sunt prădători, depun ouă în ouăle dăunătorilor noștri sau consumă acești dăunători. Prin urmare, ei toți sunt distruși, și insectele pozitive și cele negative. Și în final, dacă se tratează, trece perioada de acțiune și foarte des ei se mulțesc și mai rapid dăunătorii. Piața din Moldova deja găsim o multitudine de soluții prietenoase mediului, care luptă cu dăunătorii, dar în același timp protejează insectele care aduc beneficii plantațiilor. Capcana pentru musca cireșilor, pentru monitorizare, se instalează câte 2-4 capcane la hectar, pentru capturarea muștei câte 50 per hectar. Astfel, acesta este feromonul care acționează timp de 35-40 de zile. Se utilizează împreună cu capcana pentru eficiență mai bună. Insectul se numește Halimorpha halis, ploșnița marmorată. Dăunează mai mult culturilor horticole, mere, pere, prune, persic. Înțeapă fructul. În locul înțepării, fructul nu se mai dezvoltă și rămâne nematurat. Este o capcană, o metodă de capturare a ploșniței marmorate. Se utilizează împreună cu momeala și atractantul, deci este atractant și momeală, care este mai efectiv și cu acțiune mai de lungă durată, undeva 40-45 de zile. Noi montăm stații meteo, capcanele pe insecte, sensori pe umiditate, dați sol, și deci noi putem în prevenire să acționăm cu oricare problemă care poate să apară. Deci aplicația noastră mobilă vine cu 15 module gratuite, deci deja puteți să o descărcați și să o utilizați. Deci noi cu livezile noastre, noi singur avem livezi de alun, cultivăm, toate sunt agricultură ecologică, pot să spun că atunci când vineau inspectorii la noi în inspecție, noi vinem așa cu 3 jurnale, cataloge și mă control. Acum, dintr-un click, toată activitatea din gospodăria noastră este trimisă pentru control, cât și pentru Global Gap suntem credibili. Atunci când noi montăm în stație meteo, în livadă, atunci noi avem, deci, anotimp 7 zile înainte. Atunci când noi planificăm o activitate, deci noi avem, dacă luni am planificat să facem un tratament și ieșim în câmp și noi nu știm ce anotimp a să fie, atunci noi am pierdut ziua. Dar noi dacă avem meteostanția în livadă, noi avem anotimp precis, atunci planificăm corect activitățile de tratamente, de irigare, și țin de irigare avem sensoristică pe umiditate sol, atunci noi, în dependență de timp, de cultură, nu permitem să intre în stres planta, dăm atâta umiditate cât este necesar. După care avem sensori pe umiditate frunză, care noi controlăm umiditatea în livadă. Deci în prevenire iarăși vine modulul nostru boli, ca să nu avem boli deja în livadă, atunci venim cu recomandări și aplicația varată. Este necesar deja să interveniți cu un tratament anumit. De ce ajung producătorii să treacă de la agricultura intensivă convențională la cea ecologică? Vom afla de la Alexei Micu, directorul companiei Micu & Co, aici, în satul Olișcani, unde vom avea parte de o excursie nemaipomenită. Haideți să facem cunoștință cu Alexei. Alexei Micu, fiu de fermier cu decenii de experiență în spate, inițial a pornit afacerea de la 20 de hectare, mărind suprafața la 50 de hectare, iar acum produce culturi pe o suprafață de aproape 300 de hectare. A venit cu un suflu nou în afacerea preluată de la tata. Consideră că utilizarea sustenabilă a terenurilor presupune atât rotația culturilor pe aceeași suprafață de teren, cât și acordarea perioadelor de repaus solului. Respectând cu strictețe aceste principii, se obține un randament sporit al terenurilor și o minimizare a riscurilor.
cum ați hotărât să treceți la o altă etapă, un alt nivel de agricultură, agricultura eco? Noi toți suntem cumva obișnuiți, știm că ele au fost stropiți cu ceva. Noi aici suntem într-o livadă care n-a fost tratată cu absolut nimic, este o livadă eco. Da, este o livadă eco, dar când spunem eco, nu spunem că nu este tratat deloc cu ceva. Da, noi avem tratamente, avem tratamente cu cupru, care este o substanță naturală, este obține, se numește zama bordoleză. Da. Da. Da, deci este o substanță permisă în limite rezonabile care le aplicăm ca să protejăm pomul. Noi mai facem bărâie pomilor, o facem cât de târziu, anume cu scopul ca să limităm accesul furnicilor. Deci asta se face primăvara târziu, cam la noi, cam pe aproape de Paște, când abia se încălzește și atunci bărâim pomul. Deci tot este o substanță. Noi mai folosim maceratul de urzică, care lucrează foarte bine și ca insecticid și ca fungicid. Noi îl producem noi cu forțele proprii, îl punem într-un butoi, îl scurgem și îl aplicăm. Principalele îngrășăminte organice utilizate în agricultura ecologică sunt mranița, același gunoi de grajd foarte bine fermentat și descompus, ce conține mai multe elemente nutritive, dar și măceratul de urzică. Să vedem ce rezultate demonstrează fiind aplicate în practică de fermieri. Noi am observat, după ce aplicăm măceratul, se mulțesc formidabil buburuzurile în livadă. Deci ele au cumva o sinergie sau lucrează ca niște feromoni, le atrag mai bine. Și atunci în livadă noi observăm și buburuzi de culoare albă, galbenă, roșietică. Și buburuza nu se consideră un dăunător? În primul rând este un insectivor. Ea consumă larvele acarienilor. Superb! Deci este o simbioză care se face aici. Sigur că pomii diferă unii la alții, dar sunt destul de bine garnisiți. Noi suntem la marginea livezii, deci aici atacul de insecte a fost mai mare. Mai aici. Mare. Dar dacă ne deplasăm în interior, pomii sunt doldora de fructe. Noi am crescut mazăre de sămânță, am treierat-o, mazăre am scos-o și restul le-am pus ca fertilizant. Pentru ceilalți pomi noi am încercat în ceilalți ani și am folosit chiar paie. Fiindcă pomii ăștia au o problemă. Portaltoiul crește destul de intensiv și noi trebuie de 2-3 ori pe an să-i tăiem. Dacă le punem paie și le întrerupem accesul la lumină, ei n-o să crească. Aha. Deci paiul nu funcționează ca și... Da. Deci, în primul rând, inhibează creșterea lor. Da. În al doilea rând, păstrează umiditatea. Deci, ieri a plouat, umiditatea asta rămâne în sol. Superb. Diferența dintre temperatura cu mulci și fără mulci poate să ajungă și la 15 grade. Asta e un indicator așa, mai spalat de ploaie, de timp, unde este indicat cine ne verifică. Noi avem contracte cu organii certificare care vin și nu doar din declarația noastră, dar ne verifică activitatea, că într-adevăr nu folosim careva substanță interzisă în agricultura ecologică. Ele sunt prevăzute în legea 115, tipul de substanță care le putem folosi și în ce scop. Și întrucât noi vindem atât piața locală, în certifică organii certificare din Republica Moldova, cât și piața internațională și vine organii certificare din Germania și ne certifică. Merge vorba și de produsă, de semințe, de lucrări, de curățări, de limitarea în depozit, ca să nu fie amestecate produse conforme ecologic, produse neconforme. De exemplu, anul ăsta o să avem alte câmpuri care o să le introducem în circuit. Ele o să fie produse de conversie. Ce ar însemna asta? Asta ar însemna că ele nu au statut ecologic, chiar dacă nu au fost utilizate preparate chimice. Deci, până câmpul respectiv nu are statut ecologic, orice marfă care este recoltată de acolo, ea este doar pentru... Așa aici avem. Este în greiere, dar mai încolo avem și la custi, cred că. Orice dăunător are peste 1000 de alte insecte sau vrăjmași care îl consumă. Așa că eu sunt garantat. Lăcustile astea tot niște păsări le mănâncă și eu să mulțească și o să crească mai bine, dacă o să fie mai mult. Astfel se rezolvă problema pe termen lung. Dar vreau să întreb experiența din Republica Moldova pentru a face agricultură ecologică. E mult mai complicat? Sau, de fapt,
beneficiile sunt mult mai mari și atunci e mai convenabil să faci o astfel de agricultură decât... E mai complicat să începi, să intri în cora asta, pentru că... De cunoștință? E vorba de cunoștință, e vorba de altă abordare, aș putea spune. Fiindcă dacă în agricultura clasică abordarea este să facem maximum de roadă ca să avem maximum profit, aici abordarea este să facem atâta roadă cât să o avem an de an. Pentru noi mai mult contează că e să fie stabilă an de an. De exemplu, acolo mai jos a apărut măzărichea, care noi n-am avut-o aici în cultură, dar e apărut și e benefic pentru că ajută la fertilitatea solului. Dar să întoarcem la sistem. Noi avem, da, în total, cultivăm 12 culturi. De ce 12 culturi? Fiindcă an la an condițiile diferă. Și într-un an condițiile sunt mai bune pentru o cultură, în alt an pentru o altă cultură. Noi oricum avem o roadă. Da, este mai dificil să gestionezi, să întreții, să recoltezi, să depozitezi. Dar, per general, dacă tu pierzi din 12 culturi 3 culturi, nu e grav, fiindcă celelalte 9 te acoperă. Și tu... Pe general, ești pe profit. Da, luând în considerare și factorul ăsta, e posibil să faci agricultură ecologică pe suprafețe întinse? Este posibil, doar trebuie să faci o analiză din timp. Adică să vezi ce bruieni cresc acolo, să vezi ce probleme sunt. Și inițial să faci o fertilizare abundentă a solului. Încă nimeni în lume, lucrând solul, nu a obținut victorie în lupta cu seceta, susține Mihail Rurac, specialist în agricultură conservativă. Specialistul promovează ideea de perturbare minimă a solului. Solul și plantele constituie un ecosistem unic, în care coexistă în mod unitar și interdependent, de aceea, distrugerea continuității sistemului, chiar pe o perioadă scurtă, nu este logică. Solul are nevoie de un acoperiș format din vegetație și resturi vegetale. Și am zis că în această ediție de Agricul n-avem cum să ne descurcăm fără domnul Mihail Rurac. Bună ziua, să trăiți, domnule Mihail. Bună ziua. Deși poate la un moment dat o să introducem și una dintre ustensilele pe care le-a adus domnul Mihail. A zis că el s-a pregătit pentru interviul ăsta. Ce înseamnă agricultura conservativă, despre care încă atât de multe trebuie să cunoaștem? Agricultura conservativă, ca definiție, este un sistem de agricultură care promovează trei practici aplicate concomitent. Prima este menținerea solului acoperit permanent, întotdeauna. Solul ca regulă generală pentru agricultura aceasta și pentru toate agriculturile viitorului, solul trebuie să fie acoperit. La moment încă nu sunt cunoscute toate efectele benefice cumulative de la aplicarea pe larg a agriculturii conservative în Republica Moldova. Cu siguranță aceasta va contribui la ameliorarea esențială a tuturor laturilor ce țin de agricultură și mediul rural. Una dintre cele mai eficiente metode de reducere a degradării solului este cultivarea culturilor de acoperire prin rotații ale culturilor, pentru a crea o barieră care previne în primul rând eroziunea. Dacă noi o să aruncăm o privire acolo unde cresc plantele, da, în natură, o să observați că acolo solul este acoperit permanent. În mod natural? În mod natural. Ok. În mod natural solul este acoperit. Ce observăm noi când dezgolim solul? Eroziune de apă, eroziune de vânt, glod peste tot locul. Glodul ăsta nu este glod, este solul care ne hrănește pe noi, dar care a venit de pe câmp, datorită culturii noastre, principiilor noastre vechi. În primul rând, cine așteaptă noi cu schimbările climatice? Ne așteaptă sporirea temperaturilor. A doilea moment, ne așteaptă un șir de cataclizme, secete, inundații. Să vorbim un pic despre diversificarea speciilor de plante. Diversitatea înseamnă reziliență. Diversitatea aceasta putem să o spunem sinonim cu multitudine de microorganisme, multitudine de animale, ciuperci, tot ce doriți. Odată ce avem mai multe plante cultivate,
noi avem diferite condiții, avem diferite materie, avem tot ce este unic sau tot ce este mono, astăzi e bun, dar mâine condițiile s-au schimbat și nu lucrează. Dacă noi vom cultiva, să zicem, doar porumb pe tot teritoriul Moldovei, noi ne vom trezi că un an este favorabil pentru porumb, alt an nu este favorabil. Așa, într-un exemplu simplu. Dar diversitatea ne trebuie pentru un principiu să hrănim solul. Deci pe același sol nu e bine să avem aceeași cultură an de an. Nici de cum. Nu există în natură pe un câmp să crească o plantă. Așa. Noi, atunci când cultivăm o plantă, noi creăm niște condiții pe urmă greu de regulat. Astăzi, planta aceasta, să zicem, are nevoie de apă, acum. Da. Peste o lună ea nu va avea nevoie de apă, dar apă va fi în sol. Ar trebui solul să fie acoperit cu plante totdeauna. Care n-ar fi? Cum n-ar fi? Cum noi le vom asocia? Se cunosc două tipuri de înierbare. Înierbarea artificială, care constă în cultivarea pe intervale dintre rânduri a amestecului de ierburi perene, graminee sau leguminoase, care se cosesc periodic, iar masa vegetală rămâne ca mulci. Și înierbarea naturală controlată constă în întreținerea terenului în intervalele dintre rânduri cu ierburi din flora spontană, mai puțin dăunătoare speciilor cultivate. Se constată că înierbarea artificială are prioritate față de înierbarea naturală controlată după capacitatea de acumulare a resturilor organice pe suprafața de sol. În schimb, cea naturală este mai rezistentă la condițiile naturale, precum seceta, de exemplu. Astăzi, în lume, se asociază multe culturi împreună. Se cultivă porumbul cu soia, se cultivă, fermierii cultivă porumbul, culturi de acoperire, floarea soarelui cu alte culturi, pentru a menține solul viu și pentru a obține recoltă. Ca tehnologie sau ca procedeu, agricultura conservativă n-au dezvoltat-o savanții. Au dezvoltat-o fermierii. Absolut. În primul rând, oamenii care... care vroiau să reducă cheltuielile. Exact. Și atunci au încercat să facă niște investigații proprii, personale, până au ajuns și au înțeles că inutil de a lucra solul. Astăzi, fermierii noștri spun, cei care aplică agricultura conservativă, eram obosit când toamna cu plugul, cu discurile, acum nu mai ard, nu trebuie, trebuie să mă odihnesc. Fermierii, cei care fac agricultura conservativă, nu mai lucrează solul. Mihail Rurac, doctor în agricultură, face trimitere la studiile care demonstrează că acolo unde sunt utilizate culturi de acoperire, recolta este mai mare cu 10-15%. Economia de carburanți, de forță de muncă, economia de uzură, toate aceste economii la 50% și mai mult în unele țări, acolo unde agricultura conservativă ocupă 90% din teritoriu, apare izvoarele pierdute, apare apa în fântâni, care a dispărut cândva, deoarece toate precipitațiile sunt absorbite. Noi avem astăzi în Moldova sate, avem localități unde s-au pierdut izvoarele. Și s-au pierdut izvoarele din cauza agriculturii noastre practicate. Pentru că noi precipitațiile nu le primim, noi precipitațiile le trimitem prin pârâu spre Marea Neagră, da. În formă de noroi, și de la asta spunem că asta este viitorul. Nu, asta nu este un viitor. Viitorul este când fiecare picătură de apă, fiecare rază de lumină va fi captată pentru binele nostru, pentru binele societății. Asta va fi un sistem de agricultură a viitorului. Aici e lotul experimental. Unii colegii de la ameliorarea plantelor efectuează niște lucrări de ameliorare a porumbului. Am înțeles. Iată, asta vedeți aici, este izolator special, ca să nu cadă polenul de aici, dar este adus polen din altă parte. Și eu tocmai voiam să mă întreb, de ce sunt acoperiți? Să acoperiți, a izola, să nu cadă polenul ăsta, să aducem alt polen. Sunt băieții de la... fac niște cercetări foarte interesante. Uitați-vă, aici unisolul e lucrat. Vedeți? Dacă ne uităm la structura solului, este încercarea rădăcinilor de a-l reface. Vedeți? Dacă puneți mâna pe solul acesta, un pic se simte grăunțe. Da. Observați? Da.
Dar ce înseamnă rădăcinile îl refac? Adică în ce sens? Planta face solul. Am înțeles. Nimeni nu ne l-a dat așa. Plantele l-au construit. Plantele, dietățile l-au construit. Ciupercile l-au făcut. Bacteriile l-au făcut. Dacă noi le nimicim, da, n-are cine ne pregăti solul pentru noi. Ați văzut cum arată aici? Și am vrut să vă arăt ce înseamnă diversitatea aceasta. Nu știu dacă aici se sapă bine. A, când spuneați despre... Da. Uite, acolo cresc plantele în mod natural. Da. Iată, vreau să... Puneți mâna aici pe sol. Uitați-vă, puneți mâna, uitați-vă ce sunt veritabile grăuncioarele acestea. Apa se infiltrează. Da. Orice cantitate de apă. Iată, ca aici cade căldarea, așa aș vărsa apa, tot se infiltrează. Vă închipuiți? Și acolo, dacă cade o ploaie mare, se spală tot. Ați văzut ce-s cu terenurile Moldovei? Da. Observați că dealurile sunt... Ele nu se infiltrează, ele sunt spălate. Nu se infiltrează apa. Da, pentru că sunt distruse agregatele acestea. Agregatele acestea le fac vietățile. Nu omul le face. Acolo unde nu este lopata, nu este plugul, ele se refac. Americanii spun că la o insectă dăunătoare există 1700 de alte insecte. La una dăunătoare. La una dăunătoare, care sunt aproape egale, dar și mai... Adică ar putea oprima insecta aceasta. Numai ce, care e condiția? Dați să le gestionăm, dați să vedem cum să facem. Că noi atunci când stropim cu un preparat, să zicem, stropim cu un insecticid. Păi noi nimicim tot. Absolut. Și cele benefice. Și cele benefice. Agricultura conservativă este considerată unica cale de a reduce impactul schimbărilor climatice prin gestionarea corectă a solului și alegerea unor soiuri care fac față condițiilor climaterice din Moldova. Să vedem cu ce soluții vin specialiștii. Consider că este necesar, în primul rând, de lucrat cu soiurile, de avut soiurile care sunt adaptabile pentru condițiile noastre. Sunt mai anume, căutăm cele care sunt la condiții de secetă, fiindcă asta este elementul de bază, problema de bază pentru Republica Moldova. Și, bineînțeles, care este posibil să facă irigare, să punem pe picior bună irigarea, ar fi excelent. Dar asta durează, cum aș timp, și finanțe, și va necesar de muncit mai mult. Pe primul loc ar trebui să stea solul. Fiindcă nu e necesar numai a avea produs acum. Este necesar și peste 10 și peste 20 de ani copiii, nepoții noștri să aibă și ei ce obține roade din câmpurile respective. De ce, bineînțeles, atenția față de sol trebuie să fie, în primul rând, cea mai mare. Dacă să ne referim la perioada sovietică, bineînțeles că se atragea o atenție foarte mare a solamentelor. Avem în toate gospodăriile erau cărțile la istorie câmpurilor. Erau obligatorii. Fiecare agronom știa că trebuie să fie lucrul ăsta. Iată ce poate au rămas la unei gospodari buni și acum, fiindcă fiecare care are grijă de câmpuri, de sol, și acum face lucrul ăsta. Un asolament bun, adică se face o alternare a culturilor normale, o rotație a culturilor, în care fiecare cultură bine se simte după cultura care este precedentă. Sau spunem că cultura precedentă este favorabilă pentru dezvoltarea culturii ulterioare. Deci dacă anul se cultivă floarea soarelui, bineînțeles că nu vă cultivă peste 4 ani cel puțin. Așa spun astăzi profesorii. Când noi eram și am văzut înainte, pentru noi era solamentul din 10 culturi și atunci spune floarea soarelui o cultivăm anul 7. Acum ne spun după anul 4. Eu sunt părtașul aceea ca să fie cât mai târziu, adică bine, hai să spunem cel puțin 4 ani, dar de la 4 la 7 ani și ar fi bine. Principiul sustenabilității îi face pe producătorii agricoli să fie mult mai responsabili față de acțiunile din prezent și să gândească pe termen lung.
Un slogan ar fi: dezvoltă fără a epuiza resursele naturale pentru viitor. Satul Regiul de Sus a mers la o gospodărie agricolă în care se cultivă muștarul. Apropo, este vorba despre prima gospodărie individuală din Moldova. Am reușit să discutăm cu managerul companiei despre avantajele înerbării în plantațiile multianuale din perspectiva fertilității solului. Asta e muștar. Asta a fost semănat cu o săptămână în urmă. În cadrul acestui proiect, noi suntem datori să însemânțăm după orz, după recoltarea orzului și a grâului, muștar verde, care în toamnă va fi introdus în sol prin metodă de discuire. Muștarul se dezvoltă, ajunge la o masă de 30-40 de tone la hectar, se incorporează în sol și se primește ca siderat verde, adică îngrășământ. Preparatele chimice s-au scumpit foarte tare, folosirea îngrășămintelor biologice este metoda de îmbunătățire a solului. La momentul de față, toate 160 hectare au fost însămânțate. Cu o săptămână urmă a fost însămânțat acest lan și vedeți muștarul deja în stadiu de 6 frunze de dezvoltare. Pe lanul dat s-a cultivat grâu. Pe masivurile de grâu și de orz noi însămânțăm muștarul alb. Muștarul alb îl însămânțăm și printre în livezele din uși printre pomi. Gradul sporit de afectare a solului l-a determinat pe fermier să apeleze la profesorul în științe agricole, Boris Boincean. Cu sfaturile domnului academician, dar și o radiografie a agriculturii prezentului, vom veni în ediția viitoare Agricul. Scăderea roadei la hectar foarte mult influențează seceta. Folosind muștarul ca siderat verde, păstrăm umiditatea în sol. Producem în jur de 30-40 de tone la hectar sau dacă anul e favorabil, și mai mult. Anul trecut noi, de exemplu, am ajuns la roadă de până la 60 de tone de muștar la hectar. Asta având în vedere că deasupra solului partea aeriană și în același timp în sol aproximativ aceeași cantitate de biomasă păstrează și se folosește în pământ. Semănatul muștarului alb noi îl petrecem cu ajutorul tractorului Casei 180 și semănătoare de producție americană, care este agregat cu turbodiscuri, ce își permite incorporarea semințelor direct în sol, fără prelucrare adăugătoare a pământului. Prelucrând adăugător pământul înainte de semănat, noi pierdem umiditatea din sol. Cadrul proiectului USAID Moldova, competitivitate și reziliență rurală în Moldova, producătorilor li se fac o serie de seminare în câmpuri și livezi, în care experții străini vin cu lecții de sustenabilitate. Referitor la fertilizanță, ce propune Samuel acum? La cosa importante sarebbe fare prima di tutto un'analisi del terreno per capire cosa necessita la pianta. Prima di tutto ci vuole almeno una storia del terreno, poi come anche in Italia i terreni ci sono delle zone più buone, delle zone meno buone, dove dimostrano più carenze e meno carenze. Noi partiamo dall'analisi del terreno. Se l'analisi del terreno denunciano una carenza, dopo andiamo a fare anche quello fogliare. Ma se non, perché l'assorbimento è poco quello che necessita la pianta, quindi bisogna che sia molto evidente la carenza dall'analisi del terreno. Perché come tutti gli elementi dobbiamo capire qual è quello che occorre, perché rischiamo dopo di sbilanciare tutto, quindi è giusto farla se c'è la visibilità della carenza. Gli elementi che sono poco mobili nel terreno, come fosforo e potassio, si possono integrare anche in autunno. L'azoto io lo utilizzerei in primavera, perché quando la pianta inizia la sua attività è più prontamente disponibile. Una buona norma per aiutare la gemma è anche nel mese di settembre, prima che la pianta vada in riposo, mettere fogliarmente i microelementi che li accumula all'interno della pianta. Fogliare o irrigazione? No, fogliare. Fogliare. In questo periodo sì, perché tu devi preparare la gemma.
Republica Moldova trebuie să adopte noi practici în agricultură pentru a diminua consecințele agriculturii convenționale. Specialiștii din domeniu susțin că modelul industrial n-a asigurat o dezvoltare durabilă a sectorului agrar sub aspect economic, ecologic și social. Astfel, agricultura ecologică sau regenerativă devine una din căile alternative. Elaborarea acestei publicații a fost posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul agenției SUA pentru dezvoltare internațională USAID. Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului Statelor Unite ale Americii.